Ieri Sabrina a avut ocazia de a vorbi cu mama ei, iar la capătul firului existau și câteva nemulțumiri. Hei, Bela! Hello, ce faci? Auzi, să te mint, fac bine, hai! Aș avea multe să-ți spun, dar... Dar aprinde! Atât ar spun, te rog frumos, nu mai sta cu spatele la perneș. Tratează-l, că merită băiatul ăla de lângă tine. Dar mă, te întreb în primul rând, ca să nu te superi, ești într-o relație cu Berne sau cu Larisa? Cu amândoi. Ți-a spus tot aici. Cu amândoi. Cine are unde să audă, cine nu se înțeleagă. Nu mai certați. Nu certați, este adevărul, dar am întrebat doar. Berne, luptă dacă crezi că ai pentru ce. Păi clar că am pentru ce. Doar să nu mă mai certați, că mă cer de cu dumneavoastră. Nu mă mai certați. Gata. Dar nu vă certați, dar e dă urât de afară, știi? Nu contează, nu contează cum de afară. Nu faci cinste nici mie, nici la întreaga familie. Nu contează cum de afară. Noi știm ce aici și noi știm ce între noi și noi știm când ne iubim, nu afară. Păi tocmai de aia, comunicare, da? Lento. Lento, dar sunt 3 luni lento. Dezamăgită, Sabrina se retrăgea afară, fiind consolată de Perneș. Nu-mi placă perul de genul, pentru că nu am familie care să mă suni. Nu sună maică-mea să mă cer, nu suport. Bine. Ai un tată, ai un tată care... Păi da, am întrebat de tata, nu vreau să răspund mama. Și el, nu mă interesează mama. Mă sună maică-mea, de care nu halez, nu mă interesează mama. Am ajuns la concluzie că te iubesc cu neamii pe nimeni. Și orice ar fi, orice s-ar întâmpla în lumea asta, să știi că ai un bărbat care o să stă lângă tine. Lasă vrăjeala și tu e bune acum, lasă-o. Băi, nu-i vrăjeală. Lasă-mă și tu. Nu mai zic că e vrăjeală, că zic lucrurile astea, că nu-s. Bine, că am făcut sărbători 20 de ani singur și acum trebuie să fac maică-mea. Suni să vorbești cu mine, tu îmi spui mie cum să stau, cum să nu stau, cum să... Du-te, să te duci. Nu ești mamă, nu ești... Asta vreau să vorbesc cu mătușa mea, că mătușa mea n-are treabă cu cum stau, cum fac, cum dreg. Mătușa mea mă iubește pentru ce sunt. Mai frumos vorbește și soția lui tata, care n-a început lucruri de sute cu mine, nu mă urăsc cu tine. De asta mie nu fac bine toate sărbătorile, chestiile, familia, cu whatever, când știu în ce sunt eu. Știu că pentru mine sărbătorile nu înseamnă nimic și nici familia nu înseamnă nimic, pentru că... N-am trăit pentru că sunt din familie, nu știu, nu mă prinde, nu înțeleg. Unde sunt chestii pentru care eu înțeleg pe mama, știi? Uh-huh. Adică de ce e așa și cum e așa. Okay. Că, de exemplu, na, nu pot să-ți zic aici, dar eu știu tinerețea lui maică-mea, știi? Uh-huh. Deci eu a ajuns ea cum e acum, dar gen înainte să mă aibă pe mine și înainte să... mărit și așa, eu am mai avut chestii între ce este lunora, știi? Mama, m-au trăit toate chestiile astea. Și cumva o înțeleg, de asta eu o înțeleg, dar nu pot să concep faptul că se comportă cu mine cum se comportă, doar pentru că o trăit, o trăit. Mă, iubito! Să te luat la Risa, mă, să te luat! Asta-i maică. Da-i maică mea. Ui, maică mea. Corecea ta viață, tu. Habar mai cât norocoasă ești, să nu tu. Să ai părinți, de când m-am născut, de când mă știu. Mă, atâta-i mai cum. Nu faci bine aia, nu faci bine aia, că nu faci aia, nu faci aia. Eu nu înțeleg sărbători, eu nu înțeleg familie, nu înțeleg lucrurile astea. Eu nu pot să fac parte din chestia asta, că nu am făcut niciodată parte. Nu pot. Mai târziu se năștea și o discuție despre cum ar fi percepută Sabrina de către familia lui Perneș. Mama sa chiar te adoră. Mama lui? Da. Și Mini? Da, dar tu ai fugit, ai plecat. Da, am fugit bine, dar am văzut-o și la Caprici, am văzut-o în persoană, că a venit. Și? Nu cred că mă adoră. Eu cred că ești fraieră. Eu cred că te iubește pe tine și dacă te iubește pe tine, acceptă ce ai lângă tine, indiferent de persoană. Atâta timp cât nu ai sta să asculti o părere ei, să o vezi, să vorbești ba cu ea, da, că am nu las. Baby, am vrut cu ea, lasă capriciile când noi am fost certat și nu ți-o zici nimic rău, lasă capriciile. Da, dacă e în funcție de când sunt prea. Nu e în funcție de nimic, e în funcție de ce mi-o zici mie și ce îmi zice mie. Tu ce ți-o zici la capricii? Da. O scuz ok, o scuz frumoasă și atât. Atât au zis? Nu. Clar că ești frumoasă și că nu are nicio treabă cu tine și că ești dragă și lucrurile... cu mine, și că ești dragă și că lucrurile astea alea nu le auzi. Că-s dragă, nu o zici. Nu o zici, nu? Măi, dar tu o să iubești pe soacră ta. Dar eu nu stau cu soacra bunii. Dar nu trebuie să stai, e vorba de iubire aia, nu e vorba să stai cu ea. Da, că se comportă frumos cu mine, mă comport
frumos cu ea. Dacă nu se comportă frumos cu mine, nu mă comport frumos cu ea. Măcar maică-mea iubește pe el, atâta tot. Că maică-mea de fiecare dată când sună sau de fiecare dată când ceva, perneș, 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 dar de mine uită că eu scop chilul ei. Capricile iubirii. Cuvinte dure și dureroase în același timp. Așteptai un alt telefon sau o altă conversație, poate. Da, eu am zis că nu mi-aș fi dorit să vorbesc cu mama sau cu mătușa, verișoarele, prietenii. Dar mătușa este sora mamei sau este sora mamei? Mm? Și totuși două persoane diferite? Păi da, sunt diferite. Sunt surori și eu am două fete și deocamdată seamănă, dar nu prea, știi? Adică vreau să... Da, sunt diferite. Adică pentru mine... Ca și tipologie, ca și mentalitate, ca și atitudine, ca ce sunt diferite? Ca mentalitate, sigur, și ca, nu știu, a fi... Sunt surori bune? Adică și de mamă și de tată? Da. Surori bune. Nu știu, eu pe mătușa mea o văd mult mai mult ca pe mamă, în ideea în care acolo am crescut și acolo am văzut cumva ce înseamnă familia, trăind cu ceilalți verișorii mei. Sabrina, din câte știu eu, în perioada asta a sărbătorilor pascale la ortodoxi, tu ai refuzat cumva să stai alături de ceilalți. Este opțiunea ta și ți-o respectăm, tu ești catolică. Și evident, ai avut și tu parte săptămâna trecută de... Adică colegii mei s-au ocupat să... Da, nu mi-a lipsit nimic, da. Bun. Dar cumva ai refuzat dialogul ăsta tocmai pentru că nu știi cum e de sărbători în familie? Deci nu vreau să pară ca și cum n-aș suporta să văd pe ceilalți că vorbesc cu familiile lor sau ceva. Nu, eu am înțeles. Pur și simplu nu-mi pic că mi-e bine. Nu că sunt invidioasă, geloasă pe familiei celorlalți, din contră, mă bucur pentru ei. Poate că nu știi cum să reacționezi. Nu-mi pic că mi-e bine. Pur și simplu să văd. Pentru că sunt situații și sunt familii în care există catolici și ortodoxi și nu în fiecare an Paștele pică și colo și colo în același timp. Da, și sărbătoresc și una și cealaltă, ceea ce mie mi se pare extraordinar. Dar poate pentru faptul că tu nu știi cum să sărbătorești? Păi cumva eu în ultimii ani, sau mă rog, de când am crescut, nu m-am făcut în familie. Eu fac singură. Dacă se poate numi că fac ceva, că nu muncesc, nu înseamnă foarte mult pentru mine chestiile. Știi ce poți să faci? Și aici o să-l rog pe Eduard să intervină. Eu cred că ar trebui să-ți creezi propriile tale obiceiuri de Paște cu familia pe care ți-o vei întemeia. Greșesc? Asta, sigur. Adică n-am putut la mine în familie, că nu vreau să discutăm despre situație, e clar că e una... Și ca să înțeleagă toată lumea, Sabrina face parte din acele multe familii din România în care unul sau poate amândoi părinții au plecat la muncă, s-au despărțit și copiii au rămas cumva în grija rudelor, apropiaților. Și ea este o poveste de viață, o poveste a multor români. Și tocmai de aceea nu vreau să intru cu picioarele în familia ta și în ceea ce ți s-a întâmplat, pentru că știu că nu ți-e confortabil. Nu. Dar eu cred că asta ai putea să faci, nu? Mare adevăr ai spus. Și asta se poate constata în terapie de foarte multe ori, pentru că copiii au trei nevoi de bază. Nevoia de siguranță, nevoia de atenție și nevoia de afecțiune. Și cea mai importantă nevoie este aia de siguranță, pentru că ea vine pe instinctul de supraviețuire și atunci când lipsește un părinte, copilul nu știe să proceseze informațiile, pentru el e pericol de moarte. Da? Adică, stai puțin, ca să dăm un exemplu să înțeleagă lumea, eu știu că pe vremuri, dacă făceam o prostie, mama îmi zicea, trece ăla cu căruța și te dau la ăla cu căruța dacă nu ești cu minte. E o chestie bună? Aparent sunt foarte mulți din generația veche care bagatelizează genul ăsta de lucruri, dar să știi că ele repetate la un moment dat creează această frică și mai mult decât atât ce ai spus tu, atunci când sunt părinții plecați, sunt foarte multe familii de români cu părinți plecați, din păcate. Da? Iar chestiunea
papucii nimănui, doar în papucii noștri. Da, da, dacă tot am venit aici, hai să și corect, vorbim. Corect, corect, corect. Așa, păi da. Da, 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 evident, așa este.